este o investiție a Consiliului Local Cernavodă împreună cu Societatea Națională Nuclear Electrica. Este vorba de un mamograf de ultimă generație, achiziționat în cursul anului 2019 spre sfârșitul lui, pe care doar acum am reușit să-l autorizăm și să-l punem în funcțiune. Mai mult datorită nu atât procedurilor, dar a trebuit amenajată camera pentru că trebuie izolată și aceasta a durat destul timp pentru că tot așa a trebuit să obținem niște autorizări de la cei care se ocupă de acest lucru. Suntem bucuroși că am reușit să facem acest lucru într-un timp foarte scurt și ce înseamnă asta? Înseamnă 5 luni de zile. E un timp scurt pentru punerea în funcțiune unui astfel de aparat. Cum se descurcă oamenii? Oamenii ne-au tot solicitat de-a lungul timpului acest tip de radiografie. Din păcate, ei se descurcau cum puteau, plecau la Constanța sau la București. Și din acest motiv ne-am gândit că, fiind distanța foarte mare între aceste două localități, noi fiind situați oarecum între aceste două localități, ar fi bine să ne ocupăm puțin de acest aspect, lucru pe care l-am și făcut. Mamograful a costat aproximativ 1 milion de lei. Banii provin din sponsorizare de la Societatea Națională Nuclear Electrica și datorită demersurilor făcute de conducerea unității împreună cu conducerea unității administrativ-teritoriale Cernavodă, am reușit să punem pe picioare acest proiect. Medic, la momentul la care am pornit discuțiile, aveam, dumnealui lucrează și acum, dar are o vârstă aproape de pensionare și ne-a solicitat, deoarece dumnealui nu mai dorește să continue și după ieșirea la pensie, să ne ocupăm de găsirea unui alt medic, lucru pe care l-am și făcut. În acest moment avem un medic tânăr care a și făcut cursurile speciale care se fac pentru acest tip de radiografii și ne bucurăm să-l avem alături de noi. El va deservi atât localitățile din județul nostru, cât și cele din Fetești și zona limitrofă. Pot veni să facă radiografii începând cu data de 25 august, pentru că până atunci durează să-l mai facem niște teste, niște probe și sperăm să fie oamenii să înțeleagă faptul că datorită condițiilor pe care le trăim cu toți în aceste momente, nu putem face mai mult de 8 programări pe zi. Și datorită condițiilor de igienă, dar și datorită condițiilor de funcționare a acestui tip de aparat. Există niște costuri de întreținere, ele nu sunt atât de mari, dar pentru a putea amortiza aceste costuri, până la acest moment am propus și s-a și votat un tarif, este vorba de o mamografie completă plus ecografie la un preț de 200 de lei, o mamografie simplă la un preț de 120 de lei. Toate acestea se vor elibera atât pe suport magnetic, adică pe CD, cât și în formatul clasic de film, ca la orice radiografie, care așa pentru a putea fi citit de orice medic. În această perioadă este indicat să facem programări. Numărul de telefon la care se fac programările va fi afișat atât pe site-ul instituției noastre, spitalcernavoda.ro, cât și la vizierul unității,
și oamenii își pot face programările. Încă o dată revin cu rugămintea să înțeleagă că nu se pot face mai mult de 8 programări într-o zi și de aceea probabil că dacă vor fi mai multe solicitări se vor lungi pe perioada mai multor zile. Cât de important este în ramura medicinei dumneavoastră un asemenea aparat? Mamografia, după cum știți, este una dintre cele mai importante investigații radiologice pentru depistarea cancerului de sân. Pentru orice zonă, mamografia este importantă. Mamografia este recomandată ca și screening pacientelor cu vârstă de peste 40 de ani. Ca excepție de la regulă, se recomandă și pacientelor cu vârstă sub 40 de ani, în condițiile în care ecografic este vizibilă o leziune suspectă. Momentan, aparatul în Cernavodă a fost anul acesta amplasat. Este mamograf 2D digital. Începând cu data de 25 august, așteptăm pacientele pentru evaluare și, bineînțeles, începerea screening-ului. Se adresează... Pacienții care vin la dumneavoastră sunt doar din oraș sau și din zonele vecine? Comune? Nu, pot veni orice paciente, pot avea recomandare de la medicul de familie sau pur și simplu putem să facem screening-ul anual. Un mamograf este util în orice centru, tocmai pentru a avea un acces cât mai mare la investigații și la un diagnostic complet. În România, ca și în celelalte țări, se pune baza screening-ului și depistării precoce a leziunilor. Cu cât sunt depistate mai din timp, leziunile mamare, de asemenea cancerul mamar într-un stadiu incipient, poate fi vindecabil. Orice persoană, anual, trebuie să-și facă o serie de investigații, tocmai pentru a avea o evaluare completă a statusului funcțional al organismului. Doamnele, cele cu vârstă de peste 40 de ani, anual este recomandat să facă mamografie și ecografie de sân, plus alte investigații în funcție de zona pe care o doresc să fie explorată. În mod normal, mamografia este o investigație care durează între 10 și 30 de minute. Dar sunt persoane care au un prag al durerii foarte scăzut. Și atunci trebuie să le creăm condiții optime ca investigația să nu fie dureroasă.